Despre ADN ce părere aveți dacă își face treaba? Nu știu. Nu știu. Dacă ADN-ul își face treaba în ziua de azi? Foarte în temă cu acest subiect nu sunt. Nu prea urmăresc știrile și viața politică din ultima vreme, dar întotdeauna există loc și de mai bine, consider. Păi face bine, pentru că trebuie să se facă dreptate, într-adevăr. Cine e vinovat să plătească totdeauna și să se facă. Sunt de acord. Pedeapsa să-și primească fiecare. După meritul. Pentru cine e vinovat? Pentru cine nu e vinovat, nu are nicio importanță, mă gândesc. Dar cine e vinovat? Și dicotul în special cu cei ăștia care fac jaf. Mai nu am nicio părere despre niciun fel de instituții de stat. Suntem mulți duce, trebuie să meargă la ADN și tot nu pățește nimeni nimica. Despre ADN ce părere aveți? Pentru asta este un semn bun pentru România. There you go, exact de dumneavoastră avem nevoie. Ca să-mi deschid și eu gura astăzi, arestările sunt foarte bune și nu sunt eu în competență să vă dau astfel de toate informațiile. Pentru că eu am lucrat în România 25 de ani, da? Și cred că președintele Iohannis va face un pic de dreptate și de să termine cu corupția și cu minciunile și cu înșelăciunile. Și atunci România este nemaipomenit de frumoasă. România va înflori, va întineri și se vor întoarce mulți, mulți, mulți oameni înapoi. Dumnezeu ne ajută dacă suntem corecți și cinstiți și ne dă și sănătate și să mergem mai departe. Cum comentați afirmația, nu o să zic a cui, că ADN-ul este absolut important pentru fiecare dintre noi, pentru fiecare ființă, să zicem? Păi ar putea să fie important pentru noi în momentul în care avem o problemă și avem la cine să mergem să cerem ajutor. Nu este din păcate pentru orice ființă. Este? Despre organizarea din cadrul ADN-ului, ce părere aveți? V-am spus, nu sunt foarte la subiect cu acest domeniu și atunci nu vă pot da foarte multe detalii. Cum să spun, birocrația și inconștiența profesională încă persistă. Ok? Eu mi-am părăsit eu țara și glia din cauza prostiei. Dar am găsit-o și după 25 ani în unele persoane. Ok? Nu în tot. ADN sau DNA? Acid dezoxiribonucleic. ADN-ul rămâne și în pământ după ce moare lumea. Și așa se zice că atunci când o să învie toată lumea din acel, când vine Iisus, din acel ADN, toată lumea se va putea întrupa, chiar dacă și oasele și absolut totul se dispare, se macerează.